Bună seara, Sibiul este în ultimul ceas. Vă invit și astăzi să urmărim viața urbei, evenimentele sale cu bune și rele, într-o dezbatere reală și fără menajamente, care ne face să privim fiecare zi cu mai multă luciditate. Sunt Laurențiu Severlup, iar împreună cu producătorul nostru, Paul Călin, și echipa tehnică, vă așteptăm să intrați și în direct și în această dezbatere la numărul nostru de telefon 0269-252-162, număr cu tarif normal, sau să trimiteți mesajele dumneavoastră la 0740-323-992, număr fără suprataxă. Ultimul ceas este lider incontestabil al dezbaterilor de televiziune din orașul nostru și poate fi urmărit și în direct pe frecvențele Eveniment FM de 103,2 la Sibiu, 88,5 la Agnita sau direct de pe portalul nostru de știri, evenimentsibiu.ro, acolo unde găsiți informațiile de ultimă oră postată de colegii noștri de la departamentul emisiunilor informative. De asemenea, puteți trimite mesajele dumneavoastră și prin e-mail la adresa ultimulceas@evenimentsibiu.ro sau de pe Facebook, acolo unde ne găsiți cu același ID. Vreau să vă anunțăm că în curând emisiunea Ultimul Ceas oferă tuturor telespectatorilor și posibilitatea de a-și mări punga. Veți vedea despre ce este vorba, un concurs inedit în orașul nostru pentru toți acei telespectatori care seară de seară sunt în Ultimul Ceas de aproape 6 luni. Așteptăm mesajele dumneavoastră și de pe Instant Messenger cu ID-ul Ultimul Ceas. Vă propunem seară de seară să votați deschis fiecare caz pe care îl cunoașteți, să votați pe cine îl doriți aici în platourile din Ultimul Ceas, desigur, și omul pe care nu l-ați dori în Ultimul Ceas. Așa cum v-am obișnuit de ceva timp încoace și cum în fiecare seară cartea cred că nu ar trebui să lipsească de pe noptierele, birourile sau din viața dumneavoastră, astăzi vă prezentăm o nouă carte, cursul special de fizică a dezastrelor. Nu are nicio legătură cu dezastrul din Japonia și aș face o referire la japonezi, că după dezastrul din Japonia, aceștia au știut foarte bine să se mobilizeze și în același timp să creeze și în exteriorul țării o altă impresie decât ați putut o vedea pe micile ecrane. Este o carte care, din punctul nostru de vedere, primește un maxim necesar, 95 max, dintr-un punctaj de 100 de puncte. Este o carte superbă, putem spune noi, o carte obligatorie și vă spun și din ce cauză, deoarece cuprinde absolut tot ceea ce ar trebui să știm, spre exemplu, de Otello al lui William Shakespeare, portretul al artistului în tinerețe de James Joyce, de asemenea, să nu uităm de Femeia în alba a lui Wilkie Collins, Minunata lume nouă a lui Huxley, sau alte și alte, Moby Dick, de ce nu. Este o întruchipare a unor volume, cum spunea și autorul, nu și-a dorit să-și facă un jurnal biografic. De asemenea, această carte a primit și cel mai speciale premii pentru un autor de debut. Blue Van Mary ar putea fi o adolescentă americană obișnuită, numai că la 5 ani își pierde mama într-un accident de mașină, iar tatăl ei, intelectual expansiv și excentrică, o plimbă dintr-un oraș universitar în altul spre noi aventuri, mereu pe drum. Au o relație foarte strânsă, inventează mereu discursuri noi, se lansează în citate savante, rescrie istoria literaturii și a fizicii cuantice. Dar într-o zi, Blue descoperă cadavrul lui Schneider, profesoara preferată, ce poate face altceva decât să urmeze sfaturile tatălui și să reconstituie povestea cu rigoare, cu un strop de umor și, pe cât posibil, cu multe întâmplări. Trecând de la teoria marxistă la povești despre Ava Gardner, cu o ușurință deconcentrată, povestea Mary și Pestle amestecă ironia, umorul, critica societății americane și un gust impecabil în materie de literatură, film sau politică. Curs special de fizica dezastrelor este una dintre acele cărți care se savurează cu plăcere, fără să dezamăgească. Romanul de debut cel mai inteligent și mai erudit după totul este Iluminata lui Jonathan Safran Foer, o poveste strălucitoare scrisă într-o manieră nouă, inteligentă și viu colorată, specificau cei de la New York Times. O carte deosebită a unei scriitoare, deși născută în 77, cu o experiență și o maturitate literară deosebită. Cartea apărută la editura Litera nu face altceva decât să concentreze în paginile sale
tot ce este mai sofisticat în materie de exprimare a unor alte cărți, cum vă spuneam, a lui Shakespeare, spre exemplu, a lui Byron, chiar a lui Dostoevski pe alocuri. O carte genială, genială pentru toată lumea și o spun că această carte n-ar trebui să vă lipsească de pe rafturile bibliotecii. Iată o scurtă introducere din această carte. Aș putea să vă povestesc ore întregi, numai că astăzi avem invitat special. Nu sunt părinții Suriei Bonaly, nici părinții unei alte americance de excepție în patinaj. Astăzi vom avea o seară superbă, spun eu, și pentru toți telespectatorii i-aș ruga să rămână conectați pe frecvențele noastre, deoarece avem parte de două patinatoare pentru care ar trebui să ne înclinăm și mai mult ar trebui să facem loc acestor mici vedete. Cum vă spuneam, poate fi și poate să ajungă precum Nancy Kerrigan, Tonya Harding sau chiar Suria Bonaly, de ce nu? Nume internaționale deosebite și spunem noi aici în ultimul ceas că vor avea această șansă pentru că părinții le și oferă. Iată o scurtă introducere revenind la romanul nostru. Tatăl meu spunea mereu că trebuie să ai un motiv foarte întemeiat ca să te apuci să-ți scrii povestea vieții și să te aștepți ca alții chiar să o citească. Și așa și este, câte romane nu au fost pe lumea aceasta care au încercat să scrie povestea vieții și pe alocuri nu au reușit. O carte de excepție, 95 de puncte din 100, o carte care, cum vă spuneam, nu trebuie să vă lipsească din bibliotecă. Cum vă spuneam, doamne și domnilor, nici nu știu care ar putea fi prezentarea și zâmbesc pentru că sunt două suflete de excepție. Vom avea parte astăzi de Carmen și Anca, două patinatoare care în curând le vom vedea pe toate canalele de sport. Sunt convins de lucrul acesta, nu vreau să-i flatez pe părinți, vreau să le flatez pe ele în primul rând. Ele sunt reușita sportului românesc, un sport despre care cel puțin în Sibiu nu s-a vorbit niciodată și acest lucru o spun în cunoștință de cauză. Nu întâmplător, la Sibiu s-a încercat cât de cât patinajul să meargă pe o pistă, dar nu a reușit nici până acest moment. Alături de noi, Corina și Troy, prezenți în ultimul ceas. Bună seara, bun venit! Ceau, să-i zicem așa. Vreau să avem o discuție foarte prietenească, de aceea am și spus ceau, să-și amintească cum e în acest oraș. Știu că mi-ai spus ieri la telefon, bai. Și în ziua au uitat că la noi se zice ori ceau, ori pa. Ceau. Ceau, așa, ceau, uite, vezi, nici pronunția nu mai. Haideți să spunem despre Anca, că s-a născut pe 12 noiembrie 2000 la Chicago. Acum este elevă în clasa a 4-a. Unde este? În România sau? În America. În America. A început să... Asta mi-a plăcut o propoziție foarte, foarte interesantă pentru toți telespectatorii. A început să patineze de la vârsta de 5 ani pe lacul înghețat din grădina noastră, spune mama Corina. Ulterior a început clasa de grup la arena de patinaj Hoffman Estates și ore particulare cu campioana mondială din Lituania. De 2 ani și jumătate lucrăm în colaborare cu antrenorul olimpic român Cornel Gheorghe, al cărui club îl reprezentăm în competiția națională de la București în acest an. V-aș întreba de ce trebuie să existe la un club din România? De ce ați insistat să patineze pentru un club din România? De când am început să patinăm, inima noastră a fost pentru România. Niciodată nu ne-am gândit că noi vom competiționa pentru America. Vreți să mergem în competiții pentru America? Competiționăm acolo pentru exercițiu și ca fetele să fie să se obișnuiască cu modul acesta de competiție. Dar de la început ne-am zis mergem pe acest canal, România. Suntem fenomenal. Români și suntem sibieni. Fetele sunt înregistrate la primăria. Îmi place din Sibiu. Ambele fetițe au dublă cetățenie, română și americană. Și îmi place, cum ai spus, sunt înregistrate la primăria orașului Sibiu. Iată, avem și imagini. De unde sunt aceste imagini? Acestea sunt de la competiția pe care au avut-o acum un an, în martie 2010. Deci este programul cu care au mers în competiții anul trecut. Anul acesta, când am venit la București, la competiția din... Uite, triplătul lup, ia, uite ce interesant.
Recunosc că și eu, făcând acest sport, cam știu despre ce este vorba, de aceea am și asemănat cu mari patinatoare ale lumii, patinatoare inclusiv cu Surya Bonaly, care i-a inventat de fapt câteva stiluri noi în privința patinajului artistic. Lucru pe care l-am revăzut inclusiv la fetițele. Cred că e fata cea mare aici. Da, este Anca, cea 10 ani. Acolo este la 9 ani. La București ne-am prezentat cu un program totul nou și de mult mai mare dificultate. A început să patineze în spatele grădinii. Și cum ați dus-o către patinajul artistic, către performanță? Și l-aș întreba și pe Troy și aș vrea să faci misiunea. How did the girls start loving skating? Oh, actually there was a point where when they're very young, it's kind of hard to get them started in it. And there was even a point where we said, you know, you really, really have to love this because we're not going to continue to do this unless you're dedicated. And I think it was at that point that they took it upon themselves to really enjoy it. Mm-hmm. Deci, într-adevăr, a început ca și un timp de joacă, dar noi ne-am hotărât și chiar am discutat cu ele. Deci e frumos să te bucuri de ceea ce faci, dar trebuie totul să te hotărăști. Vrei să faci, fiindcă dacă vrei să patinezi, noi te ajutăm, deci te suportăm din punct de vedere financiar, dar trebuie să fii serioasă. Adică ați adus la cunoștință lucrul acesta? Puțin, fiindcă este un sport, poate unul dintre cele mai scumpe sporturi. Și trebuie să cunoască copiii puțin și nivelul financiar și faptul că, într-adevăr, vrei să faci și te lăsăm să faci ceea ce vrei. Dar la un moment dat trebuie să te gândești. Vrei să continui, să începem clase private cu un profesor care să te conducă spre performanță sau vrei să faci doar așa de plăcere? Cum e privit, Hocken, cum e privit patinajul artistic în Statele Unite, mai ales că spuneam de Tonya Harding și de mari patinatoare? Cum e privit acum, în 2011, acest sport? Foarte mare importanță. Deci patinajul e și el la precum la... cum e basketul în America, cum e baseballul, cum e American football. Da, într-adevăr. Deci unde locuim noi, în Chicago, sunt 60 de patinoare. Patinoare, da. Chiar vorbeam cu antrenorul olimpic, domnul Cornel Gheorghe. În România, în toată țara, sunt, cred, 3 sau 4 patinoare. Sunt Laurențiu Severlup, vă mulțumesc tuturor pentru timpul pe care ni-l acordați. Nu uitați, faceți pași în siguranță pentru a nu ajunge în ultimul ceas.